Duminică 10 iulie, începând cu ora 20, Alteța sa, Principele Nicolae al României, va participa la concertul Paganini Magic, susținut de Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie, în Parcul Coloanei Fără Sfârșit din Târgu Jiu, în cadrul turneului Stradivarius 2022. Duminica la Târgu Jiu e o zi deosebită, pentru că din nou vine la Târgu Jiu Alexandru Tomescu cu minunata lui vioară Stradivarius. Și avem un concert la ora 8 în Parcul Coloanei Fără de Sfârșit cu Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie, Paganini Magic. Prin urmare, invităm pe toți cei care duminică seara își doresc să petrească o zi minunată și o seară minunată în aer liber în Parcul Coloanei Fără de Sfârșit să vină alături de noi, pentru că cu siguranță vor avea o seară minunată. Începând cu ora 17 la Teatrul Elvira Godeanu din Târgu Jiu va avea loc lansarea volumului Bunicul meu, Regele Mihai, în prezența Alteței sale, Regele Principe Nicolae al României. Dar ziua nu înseamnă numai seara de la ora 8. Începând cu ora 17, avem invitat la Târgu Jiu Alteța sa regală, Prințul Nicolae, care va lansa cartea Bunicul meu, Regele Mihai. E o carte care ne aduce lângă noi un personaj al istoriei noastre, Regele Mihai, privindu-l altfel, pentru că este o carte care surprinde omul Mihai, regele Mihai, papa, cum îi spune nepotul favorit al regelui, și avem ocazia să-l cunoaștem și să fie alături de noi și la ora 17 la Teatrul Elvira Godeanu, dar și la ora 20, pentru că prințul va asista la concert și va fi alături de toți târgujienii și nu numai târgujienii care își doresc să petreacă o seară frumoasă de iulie. Evenimentul este organizat de Clubul Rotary din Târgu Jiu, împreună cu Universitatea Constantin Brâncuș Târgu Jiu, Asociația pentru Democrație, Educație, Respect, Teatrul Elvira Godeanu Târgu Jiu și Casa Danielescu. Pornind de la un album primit de nepotul regelui Mihai drept dar de nuntă și conținând fotografii inedite, Bunicul meu, Regele Mihai, cuprinde 232 de fotografii alese din 17 arhive și invită cititorul într-o călătorie de-a lungul celor mai importante etape din viața majestății sale, copilăria, adolescența, perioada domniei, ulterior cea a exilului și, în fine, cele două vizite în România post-decembristă. Ineditul acestui album ține de ipostazele în care apare fotografiat regele Mihai, cele mai multe neoficiale, mai degrabă ipostaze ale vieții private. Albumul îl prezintă pe rege prin prisma fotografiilor de familie, selectate de nepotul său Nicolae al României. Veți întâlni în aceste pagini o perspectivă inedită de care doar noi, familia, ne-am bucurat până acum. Mihai, papa sau apapa, cum îl numeam noi, familia, știa mereu cum să ne aducă un zâmbet pe buze, reușind totodată să ne învețe ce înseamnă disciplina, respectul, responsabilitatea. Sunt lecții a căror valoare o simt acum, declară Nicolae al României.